După ce l-am încălzit bine telefonul, putem să trecem la dezlipirea lui. Eu pun puțin izopropanol pe margine ca să-mi fie mai ușor. Izopropanol. După care mergem roată, roată, ușor, ușor. În partea de sus, deci cam până aproape de butoanele de volum, putem să ne ducem mai sus. Nu băgați, fiindcă rupeți folia și respectiv se va rupe și mufa. Bun. Mai departe, aici avem un plastic. Nu merge cu asta, o șurubelniță. Are un semn aici. Acesta. În continuare curățăm rama foarte bine de adeziv. Și de resturi.
Curățăm bine cu izopropanol marginea. Adezivul de pe mijloc, dacă nu l-ați murdărit și nu l-ați alterat, se poate refolosi, îl curățați bine. După ce așezăm bine display-ul pe ramă, îl mai punem la încălzit 2-3 minute la 70 de grade, să se prindă adezivul bine.
După ce l-am încălzit bine, îl punem puțin în niște gumițe, îl lăsăm până se răcește, vreo oră. Pentru a se prinde adezivul cum trebuie. Cam așa se schimbă un display de Samsung G530.